Bună seara și bine ne-am reîntâlnit! Acum voi continua tema propusă de data trecută, puterea iubirii între libertate și manipulare. Este o temă pe care o dezbat pe parcursul a două emisiuni, întrucât sunt foarte multe aspecte pe care doresc să vi le împărtășesc și în felul acesta, conștientizate aceste aspecte, tuturor ne va fi mult mai ușor să parcurgem această viață cu ochii minții și al sufletului larg deschiși. În momentul în care vorbim despre iubire, știm foarte clar că este vorba de un sentiment al Creatorului, un sentiment care stă la baza tot ceea ce există. Făcând un scurt rezumat al emisiunii trecute, am trecut în revistă anumite forme ale acestui sentiment minunat ale iubirii. Și vorbeam atunci despre iubirea părintească, iubirea copilului față de părinte, iubirea de cuplu, iubirea pentru tot ceea ce există în această creație, plante, animale, iubirea față de semenii noștri, față de cei nevoiași, aflați nevoi, iubirea vis-a-vis de însăși Creatorul. În această seară o să discutăm despre iubire și alte forme de manifestare ale acesteia. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre acea iubire vis-a-vis de activitatea pe care o desfășurăm. Este important ca tot ceea ce facem în viață să pornească din acel sentiment de împlinire. Tot ceea ce realizăm să fie creionat și inspirat, să spunem așa, având ca resort de bază însăși iubirea. Fiecare din noi are anumite pasiuni, avem anumite abilități înăscute. De aceea și spuneam că este important ca încă din fragedă pruncie, să spunem așa, sau de când copilul începe să conștientizeze, să se exprime, să sesizăm aceste abilități înăscute. Unii au talent manifestat în arte, alții au un talent în ceea ce presupune o gândire logică, pragmatică. Alții sunt foarte buni constructori, alții foarte buni medici, vindecători și așa mai departe. Sesizate aceste abilități de la o vârstă fragedă, putem să oferim șansa copiilor noștri să se dezvolte și să manifeste ca adult toate aceste abilități. Atunci când ai dragoste pentru ceea ce faci și roadele muncii tale își ating scopul, ajung într-adevăr la destinatarii acelei activități. Sunt înnobilați atât creatorii, cei care dăruiesc munca lor, dar în același timp și beneficiarii, cei care primesc roadele acelei munci. Amprenta energetică lăsată de obiectele pe care le atingem, informația este impregnată cu stările noastre, cu sentimentele noastre și cel care vine în contact cu acea informație clar va fi inspirat la rândul lui, pleacă deja de pe un alt punct de vedere, este susținut, o să-i placă și lui rodul muncii tale și o să-l aprecieze. În momentul în care facem un lucru din obligație sau fiind nevoiți, automat corpul nostru primește un semnal că nu se simte împlinit, nu pornește din acel sentiment al bucuriei, al fericirii. O face așa cu strângere de inimă sau fiind constrâns de împrejurări. În acele momente și tot ceea ce realizăm ca și activitate poartă umbra acelui lucru făcut de mântuială, să spunem, sau așa, de nevoie. Cu toții am observat însă și atunci când dăruim cuiva ceva, un obiect, este ziua lui sau, mă rog, diverse prilejuri. Când căutăm să dăruim cuiva, să-i facem acel cadou, acel cadou poartă clar amprenta celui care îl dăruiește. Cu atât mai mult cu cât acel obiect este cumva confecționat sau este rodul unei
munci proprii, da? Tot ceea ce faci manual, în care tu ți pui inspirația și creativitatea la contribuție, are o altă putere față de un obiect cumpărat, trecut doar prin mâinile tale și apoi dăruit. De aceea este important că atunci când doriți să dăruiți cuiva, ce simțiți voi? Un cadou, o atenție, să fiți atenți ce sentimente vin la pachet cu acel cadou. De asemenea, se mai observă un alt aspect. Atunci când o faci din dăruire, o activitate, automat toate fructele, toate roadele muncii tale ajută pe cei din jur să înțeleagă, să rezoneze cu tine și să aprecieze. Pe de altă parte, am mai sesizat și am primit anumite sesizări și de la dumneavoastră, o parte dintre telespectatori, că sunt anumite aspecte sau anumite informații pe care eu le transmit și le mai observă preluate și la alți realizatori sau în diverse alte conferințe. Aici sunt două lucruri. Odată, este vorba la modul clar și, să spunem așa, cinstit, în care se mai întâmplă și acea sincronizare divină, în care cu toții suntem inspirați, toți cei care lucrăm într-un anumit domeniu, cum este acesta al dezvoltării personale, al spiritualității, să accesăm, se întâmplă să accesăm aceeași, să zicem, structură informațională, având aceeași putere de a percepe informația și de a o transmite. Și se întâmplă pe o perioadă de timp să se sincronizeze, atât eu cât și alții să vorbească pe o anumită temă. Dar, într-adevăr, mai sunt și situații în care sunt și creator, dar sunt și copiator, exact cum spuneam și rândul trecut, suntem oameni printre oameni, fiecare face așa cum simte și conform și nivelului său de conștiință. Nu trebuie neapărat să vă deranjeze și acest aspect. Într-adevăr, poți să spui că din respect bine ar fi ca toți cei care se consideră creatori sau au acces la sursă să capete acea informație în mod direct, să aibă acel original. Pentru că, după cum observați, eu nu citesc și nu mă pregătesc pentru aceste emisiuni într-un mod special să spun că studiez ceva, un material și pe apoi îl reproduc. Ci pur și simplu vorbesc din inspirație, așa cum curg informațiile în acest moment al realizării emisiunii. Clar, accesez direct informația care trebuie transmisă către toți cei care urmăresc emisiunea. Una este originalul, alta este când deja se extrag anumite idei. Exact, aș face o comparație în acest sens, să luăm ca reper un parfum. Da? Una este un parfum original, are propriile sale arome, da? Esențe care îl compun. Alta este un parfum fals. Chiar dacă are din ingredientele de bază ale parfumului original, ele se pierd. Automat, cel care folosește un parfum fals de la început nu o să realizeze exact prea bine cam cum este originalul și o să zic că acela capătă formă de original și de veridic, da? De bun. Unii se mulțumesc, alții continuă acea căutare că poate acel parfum nu îi satisface și caută să găsească însăși parfumul original. Am făcut această comparație și puteți merge pe acest exemplu despicând așa prin analogie firul în patru și vedeți până unde ajungeți cu raționamentul. Eu nu o să mai continui pentru că mă interesează în primul rând informația creativă și ceea ce fac eu. Ce fac alții este problema lor și fiecare în funcție de fapte primește și răsplata. Mă bucur pentru vigilența pe care o aveți și este bine să aveți această vigilență trează în fiecare moment, fiecare clip a vieții tale. Mulțumesc pentru aceste sesizări.
Trecând mai departe la acest sentiment minunat al iubirii. În primul rând, sentimentul nu rănește. Tot ceea ce înseamnă manifestarea iubirii, în mod conștient, realizez că acțiunea pornită dintr-un sentiment de iubire nu are cum să vateme pe cel de lângă tine. De aceea sunt situații în viață în care cu răbdare, cu diplomație sau cu tact, cu acea maturitate pe care cu toții o dobândim, ne manifestăm aceste sentimente. Este important să ai grijă ca tot ceea ce faci tu să nu aducă suferință celui de lângă tine. Cu atât mai mult cu cât ești bine intenționat. În acest caz este esențial să existe acea comunicare pentru ca acțiunea ta, trăirea ta să fie foarte bine înțeleasă. E bine să comunicăm, să ne manifestăm și verbal. Am întâlnit persoane și sunt mai multe exemple în acest sens pe care mi-au fost date să le întâlnesc, care au mărturisit cu sinceritate, cu greutate, dar cu sinceritate în acel moment în care și-au dorit într-adevăr vindecarea, că ele nu știu ce înseamnă iubirea. Este într-adevăr dureros și aș vă sfătui, când întâlniți și voi astfel de persoane, să nu le priviți cu superioritate sau să manifestați o neînțelegere. Credeți-mă că există și astfel de persoane și ele trebuie ajutate. În primul rând, prin deschiderea acelui dialog, de a le stimula și de a le ajuta să scoată la lumină trăirile, să le conștientizeze și prin conștientizare, verbalizându-le, da? Să le transmită, să aibă curajul să spună ceea ce simt. Sunt situații, și astea pornesc încă din copilărie, la ceea ce am observat eu prin experiență, de când este copil acea persoană, părinții lui nu și-au manifestat sentimentul de iubire, nu i-au spus te iubesc, nu l-au îmbrățișat și, ca și explicație ulterioară dată, când trec anii și deja copilul devine adult, știe bine că așa am fost și eu învățat, așa am fost și eu educat, e bine să nu transmiți emoțiile pentru că devii vulnerabil, ca nu cumva, fiind copil, să speculezi acea iubire. Și aici este, atenție, se pornește clar de la o premisă greșită. Exprimarea iubirii nu înseamnă o slăbiciune. Mulți consideră că în momentul în care îți pui sufletul pe tavă, devii vulnerabil. Este total greșit. În primul rând, atunci când vorbești, acționezi, dăruiești acest minunat sentiment care se află în adâncul spiritului tău, automat tot ceea ce tu atingi, destinatarul acelui sentiment, este el însuși umplut, se creează acea conexiune cu acea lumină minunată care îi creează posibilitatea să se dezvolte într-un mod armonios, să-și ofere întregul său potențial. Comunicarea, deci, interumană este esențială, indiferent de tipul de relație, acolo unde vorbim fie de iubire părintească, fie de iubirea de cuplu. Încercați să nu creați un handicap copilului vostru, pentru că el, ca adult, va dezvolta anumite maladii. Deci vor apare dezechilibre. Pornind de la un handicap emoțional, se poate dezechilibra inclusiv mentalul. Însă structura fizică poartă amprenta acelui dezechilibru.
celor care călătoresc împreună în timpul conferințelor pe care le susțin. Am mai punctat acest aspect că, în primul rând, în momentul în care apare un dezechilibru, el se manifestă în primul rând pornind de la structura noastră informațională, da? Deci de la structura spirituală, apoi pătrunde către corpul emoțional, breșa continuă se adâncește către corpul mental și când a ajuns pe fizic, păi ăla este momentul în care cam toți se prind că e ceva în neregulă. Dacă până la a se manifesta acea durere, acea fisură la nivelul corpului fizic nu sesizezi, e bine și atunci, e bine și în al 12-lea ceas, să numim așa, că ai puterea de a conștientiza și să spui acele întrebări: oare eu de ce m-am îmbolnăvit? De unde mi se trage? Și iată, aici este un reper foarte bun pentru confrații terapeuți. Majoritatea știu acest aspect, schema pe care v-am prezentat-o. Clar, în primul rând, trebuie urmărit de unde provine acest dezechilibru, această durere. E clar, căutați că la bază se află lipsa iubirii. Deci lipsa iubirii în manifestare duce la acest dezechilibru. Noi spunem că, știi, lasă că persoana iubită are capabilitatea să înțeleagă din gesturile pe care le fac că eu îl iubesc, din modul în care mă comport cu ea și așa mai departe. Nu este suficient. Declarați această iubire, pentru că mintea noastră are nevoie de aceste, să spunem, confirmări. Atâta timp cât există un echilibru între toate corpurile și informația trece prin toate aceste filtre, adică spiritual, emoțional, mental, da? Automat pe fizic, acel sentiment bine conștientizat în cele trei structuri lucrează. Da? Știm foarte bine, s-a făcut și celebru studiu asupra apei de cercetătorul japonez în care apa, moleculele de apă capătă anumite structuri și forme în funcție de cuvintele rostite. Noi suntem 70% apă. Vă dați seama ce miracole realizăm când transmiți unei persoane gândul tău, dar și vorba ta de alinare, de iubire, de îmbrățișarea ta. Ce miracole! Deja începe vindecarea. Este un început în vindecare. De aceea recomand că ca atunci când începeți să căutați răspunsuri la problemele care apar în viața voastră, nu neapărat de ordin fizic, dar și social, financiar și așa mai departe, vedeți că la bază există o neînțelegere sau o neaccesare a acelui minunat sentiment al iubirii. Totul stă, toată creația stă, să spunem așa, susținută, este susținută de sentimentul iubirii. De asemenea, când vorbeam despre atribuțiile iubirii, această iubire clar îți asigură loialitatea, da? Între două persoane care se iubesc sau e bine să și generalizăm, deci nu neapărat în relațiile de cuplu, dar în toate relațiile interurmane, sesizăm că această iubire asigură loialitate, credință, determinare, puterea de a merge mai departe, de a trăi viața într-un mod frumos, da? Pe de altă parte, când vorbim de varianta deformată, să spunem așa, sau ceea ce se erijează a fi sub forma iubirii, de acea manipulare, exact aceste conexiuni sau efecte ale iubirii, precum loialitate, determinare, credință, sunt speculate și de către persoanele care se ocupă sau
au un mod de viață prin a controla pe alții, da? Sau își extrag echilibrul lor personal prin aceste manipulări. Deci se speculează că odată o persoană determinată în mod artificial, da, nu pentru că așa este acel sentiment de la sine al structurii, așa este dat lui. Nu, poți fi vrăjit așa minunat cu această atracție, da, către o anumită persoană în care nu prea realizezi diferența în prima fază. Dar o să vă spun și care este diferența mai încolo. Deci, automat se pleacă de la ideea că o persoană îndrăgostită, da, îți va fi credincioasă, loială, da, și va deveni un bun executant. Da? Deci asta se speculează când este folosită atracția asta sexuală și puterea asta a seducției între anumite persoane sau anumite categorii. Avem puterea de a sesiza atunci când sentimentul este într-adevăr unul divin, provine din modul de manifestare, din fluxul nostru evolutiv firesc și când este cumva realizat, confecționat cu un anumit scop, din anumite interese. Și vorbeam și rândul trecut că acum manipulările pot fi de foarte multe feluri, dar referindu-ne la cele bazate pe sentimentul de iubire, care îmbracă forma seducției, atracției sexuale și așa mai departe, tot ce derivă din acest sentiment, se manifestă fie de sus în jos, fie de jos în sus, adică fie de la persoane pe care noi le considerăm sau sunt considerate în mare de societate ca fiind elite, repere, sau în același timp în funcții de conducere, atunci când au o putere asupra maselor, dar mai există și cealaltă formă care pornește manipularea de jos, adică de la nivel de discipol sau de asistent manager, mai nou cum se spune, secretar și așa mai departe, către șef, dorind să afle cât mai multe informații. Deci la bază stă acest raport și acel interes ca persoana subjugată, da, manipulată în acest fel, să dea dovadă de devotament, să fie strâns, ancorată pentru a-și urmări acele țeluri. Știm foarte bine și cazurile celebre de spionaj, avem și noi Mata Hari, nu? Deci se folosesc astfel de tertipuri. Pe de altă parte, mai este un alt aspect. Atunci când iubești, și mă refer aici la relațiile de cuplu, se mai întâmplă un fenomen foarte interesant. Dar o să discutăm despre acest aspect după o scurtă pauză. Discutam înainte de pauză despre o formă a iubirii și ce efecte lasă acest minunat sentiment, să spunem așa, ce creează această iubire în relația de cuplu. Am sesizat că în momentul în care iubești o persoană și conviețuiești cu ea o perioadă mai lungă de timp, anumite caractere, chiar și fizice, se împrumută între cei doi îndrăgostiți. Da? Se împrumută unul de la celălalt. Acum nu mai contează care, cum, de la cine, ce preia, care este mai puternic, să zicem, în acea relație. Cert este că există acea contopire a caracterelor. Și, pornind din punct de vedere energetic, se realizează acest transfer.
Odată împrumutate anumite caracteristici, să zicem așa, se dezvoltă acea empatie de cuplu în care poți să simți ce simte partenerul tău, chiar dacă iubitul tău, dacă se află la o distanță foarte mare. Deci nu trebuie să fie știi. De asemenea, și în relația părinte-copil se întâmplă de asemenea acea empatie, când apare acea dragoste foarte puternică. Deci în relația de cuplu, în momentul în care conviețuiești mai mult și, atenție, acea relație se desfășoară, să spunem așa, pe parcursul întregii vieți, pe un raport de respect reciproc și de fidelitate. În momentul în care fiecare partener mai are alte relații extraconjugale, această empatie și putere de sudură a relației lor este șubrezită. Deja nu mai au aceeași putere împreună, nu mai fac aceeași echipă. Da, minunată facea celulă, da, a societății, familia, care să pornească pe niște principii sănătoase, creative, constructive, cu toată puterea, da, de manifestare. Această putere de manifestare a familiei în societate este într-adevăr afectată și de aceste fisuri sau tot relații multiple extraconjugale. De aceea este important ca în momentul în care iubești și știi pe cine iubești, rămâi fidel aceluia. Când nu mai există acel sentiment sau apare o altă persoană, ai puterea de a lua o decizie și nu mai ține așa scăldată, pentru că te minți pe tine însuți. La un moment dat nu o să mai fii fericit în relația respectivă și, știi, boală lungă, moarte sigură. Dar această putere de împrumutare anumitor caractere uneori este speculată și aruncată ca momeală de către, să spunem așa, cel puțin în sfera asta spirituală am întâlnit-o frecvent. Știi, dacă te îndrăgostești și ai un anumit raport cu guru, deja evoluția ta este clar asigurată, primești un bonus, da? Și universul te ajută să înțelegi mai multe aspecte ale evoluției, deja te-ai iluminat, ai evoluat, dacă printr-un astfel de raport automat reușești să dobândești ceva pe o cale mult mai facilă, știi, ai găsit o scurtătură, să spunem, a evoluției tale. Deci aveți grijă la astfel de capcane și momeli aruncate, este bine să fiți cerebral și vă promiteam că o să vă spun unul dintre reperele după care vă puteți auto-ghida, auto-verifica în astfel de situații. În situații în care să nu cădeți pradă manipulării. În primul rând, avem de-a face cu un sentiment versus o emoție, să spunem, sau o trăire care se manifestă la nivel fizic. În momentul în care simți doar atracție fizică și din atracție fizică derivă o anumită idee de sentiment, fii foarte atent. Da? Deci, în primul rând, atracția între două persoane, atunci când este într-adevăr iubire autentică, da? Nu pornește neapărat de la o atracție de ordin fizic, ci pornește de la însăși sentiment. Ai senzația că îl cunoști pe acea persoană, că ai mai întâlnit-o, că ți este familiară, că pornește de undeva din interiorul tău. Simți cum inima, practic, este cea care îți dictează. Da? Simți acel puls accelerat. E altceva, nu neapărat, nu în primul rând, repede ne gândim la o reuniune într-un spațiu intim, da? Deci ăsta este unul dintre reperele după care vă puteți ghida. Ulterior, dacă aveți puterea și răbdarea să lăsați să treacă acel val, da, al atracției,
arta asta a seducției este destul de alunecoasă și dacă ești atent, ai răbdare cu tine, te stăpânești, o să vezi de fapt dacă este vorba într-adevăr, că poate fi vorba și de o relație sinceră, deci nu acum devenim toți paranoici și imediat cum simțim așa această căldură a iubirii și acest sentiment că ne învăluie, că ne cuprinde, trebuie deja să intrăm în panică. Nu, este perfect, este minunat, dar atenție, treceți și prin filtrul gândirii tot ceea ce se întâmplă, toate aceste evenimente. Nu vă băgați așa cu capul înainte. Când vorbim de iubire, în primul rând, vreau să vă spun, să vă relatez o lecție pe care băiatul nostru ne-a dat-o în urmă cu câțiva ani, el avea atunci vreo 5 ani. Noi discutam despre iubire, despre sentiment în mașină fiind. Și la un moment dat, de pe bancheta din spate, fiul nostru spune: auzi, dar voi știți ce este iubirea? Păi ia, spune-ne tu. Iubirea este să te iubești pe tine însuți. Deci informațiile, de fapt, venite din acel plan, îți sunt revelate prin ființele cele mai inocente. Uneori poate n-avem timp să sesizăm, nu mai avem puterea de a ne racorda sau suntem preocupați de alte activități și nu mai ascultăm, de fapt, vocea spiritului. Și atunci când ți este dat prin acel, de acolo unde te aștepți mai puțin, să spunem, îți vine răspunsul. Deci Dumnezeu vorbește și prin oameni. Și dacă am ajuns la acest subiect al iubirii de tine însuți, este imposibil să nu discuți, această iubire de tine însuți este legată de iubirea de Dumnezeu, de Divin. În momentul în care am postat pe Facebook m-am dat un like și am distribuit o informație despre un mistic român, am observat ceva ce știam de mult, dar poate până acum nu a venit momentul să-l împărtășesc și să atrag atenția în felul acesta tuturor celor care trec prin acest fenomen minunat, da? Prin această etapă de conștientizare, de trezirea conștiinței. În momentul în care m-am născut, da? M-am născut creștin ortodox și fiecare dintre noi în sânul unei confesiuni, unei religii. Însă și din momentul botezului, de fapt, noi primim prin botez prima inițiere, să spunem așa, prima confirmare divină, da? Confirmare care o transmitem și amprentă care ne este pusă de către Divin. Da? În același timp, noi transmitem această confirmare prin ritualul și prin însăși botez, transmitem confirmarea noastră din acest plan către Divin că da, acel spirit s-a întrupat, va purta acel nume care îl va identifica în marea structură universală. Deci prin prima ta inițiere pe care o primești este consfințită, să spunem, și în plan terestru legătura ta cu Divinul. N-am să neg niciodată credința în care m-am născut. N-am să o reneg și chiar mulțumesc, da? Că Dumnezeu de acolo de sus sau eu când eram în acea structură am ales să mă nasc aici. Deci nu este întâmplătoare întruparea în cadrul unei comunități cu o anumită religie. Da? Mulțumește și vezi cum integrezi de fapt această legătură divină cu tot ceea ce pe parcursul vieții tale înțelegi și deslușești. Nu există o contradicție. De fapt, în momentul în care
aduci pace și îți clarifici anumite raporturi între tine și Dumnezeu, înțelegi că între ideologii, între credințe, nu mai există conflict. Cei care sunt foarte ancorați, să spunem așa, în religie, în dogmă, da? Indiferent de care ar fi, nu contează, că e creștinism, budism sau o altă religie, da? Nu contează religia, dar cei care devin frecvenți practicanți și preferă să se raporteze la Dumnezeu doar din acea perspectivă a credinței manifestate prin religia respectivă, în acele momente observ că au oarecum un orizont care nu le permite să acceseze și informația largă, universală. Dumnezeu a existat dintotdeauna, chiar dacă folosesc și eu și poate și mulți dintre voi termeni neutri, da, în care nu încerc să canalizez atenția doar spre o anumită orientare a credinței, da? Și folosesc special acești termeni de energie, de informație, da? Fără a scoate ușor din ecuație anumiți termeni specifici anumitor religii. Asta nu înseamnă că tot ceea ce vorbesc sau când vorbesc de energie exclud sacralitatea sau supremația acestui mare creator. Că îl numesc sursă, esență, bază universală de date, fiecare dintre noi, prin filonul percepțiilor pe care le are, denumește acest divin într-un mod cum îi este lui particular. Când o să dobândim acea toleranță și înțelegere, acceptare și iubire, și când înțelegem de fapt acea iubire universală, care nu separă oamenii, da? Nu spun că doar religia mea este cea mai bună, și tendința de aia s-a și spus la un moment dat că odată cu apariția religiilor a apărut de fapt conceptul de separare și oamenii au fost divizați, separați. Deci acest divin a existat dintotdeauna. Important este să vrei să și înțelegi lucrul ăsta, pe de o parte, pe de altă parte să mai pune și problema să mai și poți să și înțelegi. Acum nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mai există și acest factor. Important este să vrei să-l conștientizezi și mai este încă un alt factor, acela de a veni în contact cu informația, cunoașterea însăși, știința, da? Pe măsură ce cunoști, devii un om liber. Și perspectiva asupra universului este alta, da? Mulți reacționează violent din necunoaștere, nu neapărat doar din prostie, da? Răutatea sau manifestările astea violente, confruntările astea ideologice, uneori au la bază, de fapt, și necunoașterea. Grav este când, să spunem așa, sau unii aleg, chiar dacă cunosc, preferă să meargă pe un filon limitativ. Bun, dacă aia e sfera lor de confort, în care aia este credința lor care îi animă și îi ajută să parcurgă această viață, este foarte bine. Cine e acum să-i judece? Foarte bine, să meargă pe filonul respectiv. Dar sunt mulți care reacționează la cei din jur și îi privește acuzator prin prisma acestor credințe personale. E bine să ai această detașare și să înțelegi că sacrul, divinul, comuniunea creației cu creatorul a existat dintotdeauna. Această comuniune cu divinul presupune nu o schimbare a unei credințe cu altă credință sau a unei practici mistico-religioase cu altă practică. Nu, comuniunea cu divinitatea este o legătură intrisecă structurii noastre. Se află în noi din totdeauna. În momentul în care devii conștient de ea, deja ai această libertate și putere de a
înțelege întregul univers. Dumnezeu a existat dintotdeauna, n-a existat doar de 2000 de ani, de când este creștinismul, da? Sau de când o fi budismul și așa mai departe. Dumnezeu a existat din formă primordială. Înainte de aceste civilizații sau de aceste curente religioase sau ideologii, doctrine sau cum vreți să le numiți, da? A existat viață pe pământ, a existat o civilizație. Chiar dacă noi nu mai avem palpabil urme, deși în ultimul timp văd că reușesc să mai iasă la iveală anumite adevăruri legate de istoria omenirii, da? Vorbim de civilizațiile de uriași, vorbim de temple care au o vechime mult mai mare decât cea declarată și așa mai departe. Și dacă tot a venit vorba despre despre aceste locuri sacre sau dovezi care rămân și pentru cei mai sceptici, să spunem așa, sau pentru cei care își întăresc credința prin aceste dovezi, aduc în discuție templul de la Șinca Veche. Este un complex rupestru foarte vechi. Știm că s-au făcut anumite studii în interior, s-au găsit și inscripții nedeșifrate. Ulterior, acele originale au fost distruse, probabil dintr-o dorință de a curăța pereții, nu neapărat de a distruge dovezile, zic eu, că nu e neapărarea voință. Dar asta e, important e că locul poartă încă energetic forma primordială cu care a fost construit sau are această putere și în continuare de manifestare. Majoritatea celor cu care am ajuns acolo la Șinca Veche au mărturisit că simt o presiune extraordinară în dreptul inimii sau chakra inimii. Acest lucru vine să confirme de fapt ceea ce și înaintașii noștri sau alte persoane cu anumite abilități au spus în de lungul timpului, că de fapt chiar acolo la Șinca Veche este de fapt templul iubirii. Am observat, studiind și călătorind prin România, la popoarele, la sfera antică, să zic așa, de manifestare a practicilor mistico-religioase, o specializare a acestor clădiri, construcții care erau destinate comuniunii cu divinul. Așa cum sunt temple specializate pe anumite, să zicem, domenii, da? Avem un templu al sănătății, avem un templu al iubirii, avem un templu al cunoașterii universale în anumite locuri, aici, la Șinca Veche, avem mai multe altare în cadrul aceluiași complex. Din păcate, odată cu amenajările, s-au mai distrus acele incinte săpate la Șinca Veche, dar cum intrați, acum s-a pus și o plasă care protejează, să zicem așa, să zicem noi spre binele nostru, protejează pe vizitatori. Când intrați în Șinca Veche, în complex, la un moment dat se face o încăpere separată, acolo unde se află așa hexagramă. Interiorul acelei hexagrame se avea simbolul Yin și Yang. Lângă se află un chip de bărbat cu barbă. Tot acolo, mai jos, am observat și s-a mai păstrat foarte puțin un simbol dacic, steagul dacic. Deci în acea incintă este cunoscută ca și templul iubirii. Când vii și te reculegi acolo, că te rogi sau că meditezi, se simte și toți au confirmat acea activare a chakrei inimii. Oare nu vă puneți întrebarea de ce tocmai chakra inimii? Pentru că este cea mai puternică. Din iubire, ea este cea care creează pe ansamblu corpului nostru energetic, este filonul, da, care ne animă. Și aici aș face o legătură
din nou cu mesajul pe care l-am primit atunci în Bucegi, în care mi s-a spus momentul în care am întrebat dacă mi este permis să vorbesc cu oamenii despre acest adevăr care mi-a fost mie revelat acolo, mi s-a spus: adevărul poate ucide, credința este motorul vieții. Da? Deci în funcție de crezul fiecăruia, da? De acel filon pe care el îl are ca reper, ca bază în viață, da? Pe acel filon fiecare reușește să se manifeste. În momentul în care îi spui ceva care îi zdrunci în acea credință, de aceea vă rog să nu mai fiți înverșunați, să încercați să convingeți pe cineva de adevărul vostru, pentru că oamenii oricum vor înțelege ce vor ei, da? Ce sunt ei pregătiți să înțeleagă. Deci nu mai vă pierdeți timpul cu polemici inutile. Atâta timp cât înțelegi că prezentul are legătură cu trecutul, dar și cu viitorul, și că de fapt acest trecut, prezent și viitor nu există așa cum îl percepem noi în dimensiunea noastră, în forma, în convenția noastră, într-un stil liniar, ci ele coexistă, aceste timpuri. Timp, spațiu, se contopesc, sunt compacte în structura universală. Ei, până o să ajungem să mai avansăm și să înțelegem cu toții acest mecanism al explicat și prin fizica cuantică, să înțelegem că nu contează credința veche, sau asta nu înseamnă că dacă ai anumite amintiri dintr-un trecut al tău, ceea ce etichetăm noi ca fiind un trecut al tău, ai fost un trăitor sau ai fost un personaj cu anumită putere într-un anumit timp, acum trebuie să trăiești acest prezent ancorat și raportat la acel trecut. Că am mai auzit și am mai primit uneori o întrebare: ce să fac, să renunț la creștinism ca să mă apuc să fiu pe partea cu Zalmoxe, cu cultul zalmoxian? Oricum, e nonsens această întrebare. Deci nu trebuie să renunți la ceea ce ești în prezent. Da? Ai primit deja o inițiere a ceea ce ești. Ți-ai ales în momentul în care te-ai întrupat și ai venit aici cu un anumit scop. Înțelege că nu sunt antagonice credințele. Da? Deci nu le privi ca trebuie neapărat să mă încadrez într-un filon. Ai această perspectivă a iubirii largă asupra Creatorului și a creației. Acela ai fost poate tu în acel trecut, da? În templul iubirii, într-adevăr, ni se reactivează și ni se aduce aminte de, probabil sunt persoane care au avut aceste senzații de călătorie în timp și au perceput anumite informații de acolo, da? Dar acela aparține acelui trecut, acel trecut susține prezentul, da? Nu îl anulează sau nu te determină să renunți la crezul tău din acest moment, da? O să discutăm despre credință și iubire și după o scurtă pauză. Discutăm despre puterea iubirii și manifestarea credinței. În momentul în care ne-am născut, clar ne-am ales să ne întrupăm într-o formă sau alta de manifestare a credinței. Acceptați această formă, nu o renegați, pentru că este prima voastră inițiere pe care o primiți aici în plan material, în plan pământean. Nu există, cum vă spuneam mai devreme, o contradicție și un conflict între cei care cred în această trezire a conștiinței și accesarea adevărului și persoanele care sunt ancorate în religie sau sunt adeptele unui cult anume și sunt frecvenți, așa, foarte pătimași în a-și exprima adevărurile credinței lor. Pacea se face în felul următor. Și dacă înțelegeți acest aspect, indiferent de care parte vă situați în acest moment vis-a-vis de optica, vis-a-vis de credință,
O să înțelegeți că Dumnezeu a existat dintotdeauna. Da? Accepți acel trecut, da? Acele forme de manifestare a credinței a străbunilor tăi. Accepți în același timp și ceea ce ești acum. Faptul că vorbești de niște adevăruri primordiale, da? Despre creator per ansamblul lui, nu doar văzut doar din perspectivă religioasă, da? Vorbești de creator ca formă universală, inteligență universală a tot ceea ce există, nu presupune crearea unui conflict. În momentul în care spui că iubești și însăși învățătura cristică, și cred că și în celelalte religii există această învățătură a iubirii, cum poți tu să devii atât de agresiv? Hristos ce învață? Să-ți iubești seamănul tău, indiferent cum e el, da? Cine este el, ce credință are el. De separarea asta în funcție de rasă, religie și așa mai departe, în iubirea universală a Creatorului nu există. Această separare a fost creată de om. Ne reîntoarcem din nou la acea lege a unimii. Conștientizăm că Dumnezeu, creația și Creatorul sunt una. De câte ori a spus Hristos că atunci când îți iubești aproapele, pe mine mă iubești, sau când îi dai aproapelui tău, mie îmi dai. Da? Ia reflectați. Și nu înțeleg dacă Hristos a vorbit despre iubire, despre iubirea universală, cum poți tu să aperi această credință cristică, creștinismul, să devii așa un avocat din oficiu al lui, pornind de pe un picior de conflict și război, privind critic. Că mi s-a întâmplat și mie, uneori se uită cam confuz anumite persoane când intru în anumite biserici, da? Și au tendința asta de a uita și pasta. Nu este sminteală. Asta v-a învățat însăși dogmele pentru a respinge cunoașterea, accesul la cunoaștere. Asta nu este sminteală. Ce să recunoști că creația și creatorul sunt infinite și sunt permanente, sunt dintotdeauna. Unde este sminteala? Faptul că mă regăsesc și mă bucur că există într-adevăr în cadrul creștinismului și înțelegeți și încercați să beneficiați de toată această învățătură. Mă refer la creștinism acum în mod special pentru că sunt creștină. Da? Încercați să vedeți toată învățătura sfinților, a trăitorilor autentici din creștinism. Luați-vă ca reper învățătura primilor ani, în special ai creștinismului, da? Acea formă care a fost transmisă direct de către Hristos, da? Și primii discipoli. Pe de altă parte, în momentul în care sesizezi și citești o rugăciune, acea rugăciune a fost revelată, da? Sfântul respectiv, apostolul sau preotul respectiv, da? Acel sihastru a fost inspirat când a scris, da? Acele cuvinte sunt încărcate vibrațional. Deci iată, există această putere a rugăciunii. Când mergeți la biserică, nu vă duceți ca la o piesă de teatru sau ca la o prezență obligatorie, că te vede vecina de pe uliță sau că așa e bine. Trăiți fiecare cuvânt al liturghiei. Chiar acum, săptămâna trecută, am fost la Drăgănescu și este o adevărată încântare. E un balsam pentru suflet să asiști acolo la o sfântă liturghie. Pe lângă harul pe care l-a lăsat părintele Arsenie Boca, toată acea învățătură și informație revelată prin pictura de la Drăgănescu, există acolo un slujitor extraordinar care păstrează tipicul într-adevăr și care te ajută, trăind, el fiind un trăitor, ajută și pe cei care se află în acel moment în biserică să simtă cuvântul lui Dumnezeu. Mă duceți la biserică, încercați să vă canalizați atenția și să conștientizați fiecare cuvânt, să trăiți fiecare cuvânt,
că ăsta este rolul slujbelor. Da? Asta este adevăratul rol. Încercați să nu vă lăsați purtați de gânduri sau de ce se întâmplă în stânga, în dreapta. În momentele respective, dacă observați că este agitație în jurul vostru sau nu vă puteți concentra, atunci mai bine închideți ochii și trăiți acea comuniune cu Divinul în momentul acelei rugăciuni. Este într-adevăr purtătoare de har. Da? Spuneam că în momentul în care legătura ta cu Divinul trece dincolo de aceste bariere ideologice, de crezuri și așa mai departe, ești într-adevăr aliniat cu tot ceea ce există. Ești într-adevăr conștient de cine ești. Și revenind la iubirea supremă, să spunem așa, iubindu-te pe tine însuți, poți la rândul tău să dăruiești iubire. Noi practic suntem, și o să vedeți legătura între iubirea de tine însuți cu Divinul. Noi suntem, în primul rând, părți, da? Avem acea scânteie divină în interiorul nostru. Indiferent de ce credem noi sau nu credem. Da? În momentul în care Dumnezeu se manifestă prin creația sa, noi suntem manifestări ale însăși Creatorului. În momentul în care tu ești acea iubire și conștientizezi această iubire prin iubește-te pe tine însuți, ai o putere mult mai mare de a dărui această iubire. Da? Ești exact ca o lumină în noapte. Flacăra ta, lumina pe care tu o răspândești, atâta timp cât este racordată și devine și mai conștientă de relația ta cu sursa, devine mult, mult mai puternică. În momentul în care discutăm despre această iubire de tine însuți, doresc să vă ajut să facem împreună încă un exercițiu prin care înțelegem ce înseamnă această iubire de tine însuți. Aceasta nu este o formă de egoism, a nu se confunda. Iubirea de tine însuți este însăși declarația de iubire față de însăși Creatorul. Acum vă rog să vă relaxați, stați într-o poziție comodă, rugați entitățile voastre veghetoare, îngerul vostru păzitor să fie alături de voi. Chemați toate entitățile de lumină cu care voi rezonați să vă fie alături. Rog mintea să urce în inimă, rog mintea să coboare în inimă și inima să urce în minte. Tot ceea ce simțiți și trăiți, percepeți prin filtrul inimii voastre. Vă vizualizați fiind scăldați în lumină. Coboară deasupra creștetului, capului vostru, o lumină alb-aurie. Această lumină coboară în corpul vostru fizic, îl inundă. Devine și mai puternică, ajunge în corpul mental, emoțional și spiritual. Din acest moment, corpul vostru este foarte ușor,
călătoriți, lăsați-vă purtați de această lumină direct către Creator, în spațiul sacru al Tatălui Ceresc. Mergeți ghidați de acea lumină care coboară din Tatăl. Pătrundeți într-o sferă în care vă simțiți ca acasă. Sunteți acasă. În jurul vostru este lumină. Bucurați-vă de acea lumină acum în fața voastră. Chemați-l pe însuși Creatorul. Vizualizați puterea și forma sub forma unei puternice lumini, unei sfere de lumină care pulsează foarte puternic. Lumina lui este mai puternică de cea în care deja vă aflați. Rugați-l pe Dumnezeu, pe Creator, cu dragoste și mulțumiți pentru ceea ce sunteți. Simțiți iubirea divină care se revarsă. Simțiți căldura pe care o emană Tatăl Ceresc. Sunteți parte din El. Vizualizează-te în acel Creator. În acea sferă de lumină. Privește-te, privește-ți corpurile și simte iubire, transmite iubire către structura ta informațională, așa cum ești tu, formă energetică, dar și fizică. Lasă să pătrundă acea lumină, simte-i puterea. Iubește-te pe tine însuți. Structura ta fizică este inundată de acea lumină. Corpul tău, mental, emoțional, spiritual, sunt una cu acea lumină. Mulțumește pentru ceea ce ești, ai fost și vei fi. Ești iubire infinită. Păstrează acest sentiment în amintirea întregii tale structuri, în celulele corpului biologic rămân aceste particule de lumină informatizate cu iubire. Corpul tău mental este liniștit, calm și manifestă această iubire. Corpul tău emoțional este mângâiat de această iubire. Spiritul tău, corpul tău spiritual, structura ta informațională este una cu iubirea însăși. Ești iubire. Acum revină ușor
Mulțumește. Poți să revii în acest spațiu oricând dorești. În acest moment te întorci pe acel fuior de lumină, pe acea rază de lumină pe care ai venit. Din nou îți conștientizezi corpurile. Te vezi din nou în locul în care te afli. Te identifici pe structura ta fizică, mentală, emoțională. Mulțumești acestei legături cu Divinul. Tată, îți mulțumesc. Din adâncul sufletului meu, pentru că ai permis și ne-ai ghidat în această meditație. Sunteți ființe de lumină și iubire. Asta veți reține permanent. Așa vă veți manifesta și veți crea absolut totul în jurul vostru. Respirați adânc. Începeți să mișcați ușor palmele. Conștientizați-vă structura fizică. În acest moment sunteți perfect centrați și aliniați în corpul vostru fizic. Întreaga voastră structură este unitară. Vă mulțumesc celor care ați intrat în acest exercițiu, în această meditație. Și vă repet, este doar un exercițiu. Formele de comuniune cu Divinul pot fi multiple. Fiecare din voi poate să-și găsească propria cale. E din această iubire infinită pe care acum o simțiți, pe care o manifestați, reușiți să dăruiți și celor din jur iubirea voastră. Vedeți? De aceea este esențial să înțelegi cine ești, să-ți amintești cine ești. În felul acesta trăiești conștient în această lume, în această formă a existenței. Gândește liber. Nu se rezumă viața doar aici. Nu este doar materie. Nu este doar istorie sau idee. Este infinită. Toată această viață a creației este nemărginită. Noi nu facem decât să o îmbogățim, să aducem aportul nostru la această îmbogățire a însăși structurii universale. Cu fiecare experiență noastră de viață, reușim să contribuim la acest universal. Suntem parte integrantă din el. De aceea spuneam că fiecare din noi este o piesă importantă în tot acest univers. Nu vă desconsiderați, apreciați-vă, pentru că dacă voi vă apreciați așa cum sunteți voi, sunteți mulțumiți, recunoscători pentru ceea ce sunteți, apreciați rodul muncii voastre, atunci veți fi apreciați și de cei din jur. Pentru că cei din jur nu fac decât să oglindească ceea ce ești în interior. Sunt doar ecoul faptelor tale, gândurilor tale, emoțiilor tale. Fii sincer și acceptă. Iubirea față de Divin nu poate fi explicată în cuvinte. Este o trăire. Să simți această comuniune și apartenență la structura imensă, sacră, universală. Gândiți liber, fiți detașați de anumite concepte. De aceea este și important să-ți menții această obiectivitate. Am observat că persoanele care se afiliază unui curent, unei asociații, unei structuri, își pierd ușor acea obiectivitate, pentru că nu au cum, e clar, fac parte din acel concept, da? Din acea ideologie și uneori capăt așa ca niște ochelari de cal
nu pot să privească, să vadă în ansamblu, pentru că există acel sentiment de loialitate față de frații de breaslă, să spunem așa, de frații de ideologie. Și asta se întâmplă în orice formă de organizare aici pe pământ. Prefer să rămân independentă și e bine să rămâneți și voi independenți, să nu căpătați așa anumite atașamente. Că aceste atașamente, dacă merg într-o extremă, dau un fanatism, dau, pot să spun neapărat chiar în, uneori, ba da, pot să spun, uneori chiar în prostie la un moment dat, pentru că singuri îți obturează șansa de a vedea pe ansamblu. Când priviți un obiect, una este când îl privești de aproape, alta este când îl privești din perspectivă, vezi contextul, da? Aici contribuie într-adevăr și este, să zic așa, un ecou al nivelului de conștiință al fiecărei structuri informaționale, a fiecăruia dintre noi. Probabil am mai dat acest exemplu, dar o să-l mai spun încă o dată. Când o persoană este scundă ca și înălțime fizică, altul este înalt și se află în fața unui gard. Cel scund, ce o să zică? Ce vezi tu în fața ta? Un gard și atât. Iar cel înalt o să spună: ah, păi văd un gard, dar dincolo de acest gard se desfășoară un peisaj extraordinar. Și începe să descrie ceea ce vede, atât cât poate el să cuprindă. Da? Aceasta nu înseamnă ca cel care este mai scund să spună că nu există. Da? E o lege universală, sunt anumite paliere, filtre prin care toți trecem, sunt niște etape de evoluție pe care toți le parcurgem. Dar chiar dacă nu ai posibilitatea să înțelegi mai mult, lasă măcar șansa, lasă-ți mintea și sufletul deschis să vrei să cunoști. Da? Ascultă ce spun și alții. Vezi că în momentul în care nu observi tu cu ochii tăi, ai tendința de a nega existența lucrurilor dincolo de perspectiva pe care o ai tu. Lăsați mintea și sufletul libere, pentru că aceasta este cheia spre evoluție. Aceasta este calea infinită către cunoaștere, autocunoaștere, către univers, către sacru, către informație. Și acum vă reamintesc, amintește-ți cine ești și astfel lumea este schimbată. O seară bună!